Bun găsit! Din păcate, lumea în care trăim este plină de provocări de tot felul în ceea ce privește sănătatea noastră. Dormim prea puțin, nu ne relaxăm suficient sau chiar deloc, muncim prea mult, mâncăm fast food sau complet dezorganizat, nivelul de stres este la cote înfiorător de mari, suntem obosiți, tracasați, nemulțumiți. Toate acestea sunt pentru organism atacuri foarte puternice. Ușor-ușor corpul se dezechilibrează, apar blocaje energetice, la început mici, apoi din ce în ce mai mari. Gândurile, supărările, traumele, relațiile nesănătoase, toate conduc la un dezechilibru energetic și ulterior la boală. Ce avem de făcut? Să ne tratăm, evident. Terapiile alternative și complementare pot cu ușurință să restabilească fluxul energetic din organism și să ne redea starea de bine. Cum se întâmplă acest lucru, veți vedea în minutele care urmează. Mă aflu de această dată într-un centru de terapie alternative și complementare de aici din Râmnicu Vâlcea și mă aflu în compania domnului Bișu Ion, terapeut. Da. Mai întâi să le spunem telespectatorilor de ce nu purtăm mască în acest centru. În acest centru nu purtăm mască pentru că folosim un aparat care produce ozon. Da. Deci, practic, purifică aerul și ozonează și unde este ozon nu există virus și bacterii. Chiar dacă vine cineva, să zic, infectat? Chiar dacă. Asta ce înseamnă? Că scapă de virus instantaneu? Nu, îi trebuie tratament. Da? Dar înainte de a intra, îi luăm temperatura și vedem dacă are febră prea mare, îl trimitem un pic să trateze. Nu îl băgăm direct la terapie, nu. Am înțeles. Dar preventiv, ăsta sunt sigur că nu rămân virus și aici, în incintă. Am înțeles. Vom vorbi astăzi despre deblocare energetică, da? Și haideți să vedem ce înseamnă blocarea energetică în primă fază. Deci blocarea energetică înseamnă că organismul nostru nu primește energie practic din univers. Că energia de acolo o luăm toți, da. Și dacă sunt zone blocate în organism, deci nu primim energie și automat organismul nu funcționează cum ar trebui. Da. De ce? De unde vin aceste blocaje energetice? Acum blocajele energetice sunt în cauze, să zicem așa. Să zicem, una dintre cauze de blocaj al organismului e hrana. De-a lungul timpului, hrana, dacă nu este corespunzătoare, atunci organismul din interior nu se hrănește cu nutrienți. Vorbim despre minerale, vitamine, și atunci, în timp, că nu se întâmplă imediat, în timp, după zeci de ani, începe să-și arate semnul că nu... Că nu funcționează cum da. Trebuie. În afară de hrană, în afară ce alte... De hrană sunt blocaje emoționale. Păi emoții sunt cele mai multe boli, practic. Atunci, imediat, o emoție puternică îți blochează sau scade imunitatea pe loc. Și atunci ești pur și simplu o pradă ușoară pentru virusii din exterior, că sunt multe tipuri, nu numai ce vorbim acum despre ultimul, care așa, și automat că te îmbolnăvești. Da. Dar prima emoția. Emoțiile negative. Emoții negative. După aia fricile, iar de frică. Și urmează ura, bârfa, toate sunt cu energie joasă și atunci organismul nu se poate apăra. Și atunci, ca să putem scăpa mai repede de aceste blocaje, da, putem merge într-un centru de terapii, da, alternative, unde să ne putem debloca cu ajutorul unor tehnici speciale. Tehnici speciale, deci de energizare, cum sunt la mine aici. Asta se face în funcție de fiecare pacient. Vedem ce îi lipsește. Automat, indicat e și hrană, supliment. Am înțeles. Mai întâi ce faceți? Mai întâi observați care sunt acei centri energetici blocați, da? Da, și după aceea
lucrăm la deblocarea lor. Deblocare și apoi echilibrare. Echilibrare energetică, pe care o facem cu piramida și patul plasmatic. Așa. Dar prima dată, deci controlăm energiile dacă sunt și după aceea facem deblocare fizică, deci chiropractică. Atunci se pune coloana la locul ei și noi funcționăm, începem, dăm startul la vindecare de acolo. Și după aceea energia. Haideți să vedem așadar în continuare care sunt câteva dintre tehnicile de deblocare energetică de aici din centrul. Mă aflu într-un cadru inedit, așa după cum vedeți, sub o piramidă foarte interesantă, iar lângă mine se află Eugen Militaru, psiholog și consultant pe stil de viață. Eugen, spune-ne și nouă ce avem aici, la ce folosești această piramidă? Tehnologia, am putea spune, da, e ceva inedit pentru orașul nostru și în general în țară, spune eu, pentru că e ceva care s-a creat din colaborarea cu Institutul Cheșe din România. Pot să spun că e în premieră pentru că, în general, terapia alternativă și complementare se bazează pe energia umană și corpul uman, după cum știm, funcționează pe energie. Dacă energiile sunt blocate și avem un blocaj energetic, nu putem să fim sănătoși, nu putem să fim în armonie cu noi înșine. E foarte important să facem deblocare energetică și, în general, piramida ajută foarte ușor, fără să faci alte tehnici, doar un simplu fapt că stai în ea cam o oră, se recomandă. Și, de obicei, persoane care au avut anumite afecțiuni, să zic așa, sau s-au simțit mai rău, au experimentat după ce au stat în piramidă o stare de bine și le-au cam dispărut durerile. Pot să spun că și eu am avut la un moment dat, mă durea piciorul și am venit și am stat o jumătate de oră, nu mi-a trebuit mai mult și după aceea când am plecat nu m-am simțit nicio durere și am zis, mă, nu se poate așa ceva. Ca să spunem oamenilor interesați ce conține această piramidă, această piramidă în general e făcută din cupru și acoperită cu nanomaterie, după cum se vede, acoperită cu nanomaterie și pe jos, după cum vedeți, sunt cristale. Cristale, în general, care au proprietăți terapeutice care amplifică foarte mult energia umană și stare. Da, aici sunt unice, sunt niște cristale de Andeală, să numesc. Nu se găsesc în România, sunt rare, sunt și foarte scumpe, dar au anumite proprietăți, ele practic lucrează foarte bine pe chakra. După cum știți că noi avem 7 centri energetice ale corpului uman și fiecare centru energetic rezonează cu o anumită frecvență de vibrație, o anumită energie. Iar cristalele respective practic amplifică, să spun eu, și deblochează în același timp, dar amplifică starea de bine a organismului. După cum vedeți și jos, că energia care provine în general la baza piramidei și în vârf sunt foarte multe, sunt cele 4 colțuri care au fiecare cât o, să zic așa, un element al naturii, aer, foc, apă și pământ, iar fiecare element corespunde cât un cristal, care rezonează foarte bine cu acel element. Cele 4 colțuri, după cum vedeți, sunt pline de, și pe jos se poate observa, sunt foarte multe cristale de sungit, care este foarte puternic, în general curăță foarte bine apa, deci dacă îl folosiți în apă și beți acasă apă cu acest sungit care e foarte, se găsește și pe internet și foarte, există mai multe informații pe internet, putem spune că sunt proprietăți de vindecare, pentru că noi se pare ca un mozaic așa, când le vedem pe jos, ni se pare așa ca și m-am călcat pe pietricele sau pe nisip. Dar ele sunt niște cristale care au proprietăți rezonatoare, foarte importante. Iar piramida are foarte multe unități, foarte multe, trece de ordinul miliardelor de unități de energie. Deci vreau seama, deci dacă stai aici o oră, te cam încarci. Se poate face și acest piramide e unicat în țară pentru că e experimentală în momentul de față și se testează cu anumite, o să vină cineva și cu un aparat ca să testeze energia, se testează eficiența sa pe oameni. Pentru că noi sperăm că în viitor apropiat, când medicina alternativă va avea mai multă căutare și se va da liber la energiile libere, că se cam tinde spre așa ceva, oamenii să caute terapii alternative și complementare pentru vindecare holistică. Pentru că noi de multe ori când încercăm să ne vindecăm clasic cu medicamente, noi nu vindecăm decât organul în sine, dar nu și tot sistemul care l-a provocat boala respectivă. Iar după cum știm, boala de multe ori apare din mental și în emoțiile nemetabolizate, refulate și așa mai departe, cum spun eu, cum vorbesc teologii de obicei. Și e bine, în general, să căutăm să ne găsim sinele nostru interior, să fim în armonie noi cu noi înșine, pentru că noi, de multe ori, în mediile în care trăim, suntem foarte mult stresați. Ați văzut așa acum, că toată lumea e pe o stare, frecvență joasă de frică, să suntem de boală, să suntem de tot felul de lucruri și e foarte important să ridici frecvența de vibrație. Deci dacă nu ridici frecvența de vibrație, boala se instalează foarte ușor în corp și nu îți dai seama când s-a instalat. Deci e important să preventăm genul ăsta de terapii care ne ajută foarte mult să, după cum vedeți că e o terapie inedită în sensul că
Plus că aici avem și o zonă aer care se găsește de obicei la munte, este un aparat care are proprietăți din astea de a curăța aerul și de a-l purifica și se lucrează foarte mult cu frecvențe RIFE, frecvențe de vindecare care lucrează pe organe și pe centri energetice a omului care sunt de multe ori blocați din vari motive și e nevoie de... Practic, ce fac frecvențe respective? Ele lucrează intens pe organul respectiv și deblochează. Deci, dacă stai... Și dacă stăm în această piramidă, ce se întâmplă? Adică ne deblochează centrii energetici? Da, depinde de la persoana la persoană. De exemplu, am experimentat până acum persoane care au stat sub piramidă. Unele persoane au avut anumite viziuni, altele au simțit dedublare, de exemplu, pentru persoane care cunosc termenul și știu ce înseamnă. Alte persoane au spus că au văzut pe Maica Domnului sau au văzut îngeri, deci sunt persoane, deci, mă refer religioase, un preot, și mărturii au găsit pe internet, pe terarii, puteți să intrați și să vedeți ce a spus omul respectiv, ce a experimentat. Deci fiecare om, după cât am văzut, experimentează stări diferite în funcție de evoluția lui, gradul de evoluție. Deci, practic, piramida e un rezonator, ca să înțelegem bine, să înțeleagă toată lumea ce înseamnă. Ea rezonează cu starea ta de spirit interioară. Dacă tu intri în piramidă și meditezi, te rogi, ești într-o stare alfa, într-o stare benefică, ea practic va amplifica stările trei și te va conecta la conștiința, cum spune Sinelui Divin, sau o lumii de dincolo, pentru că nu suntem numai noi lumea asta, noi se pare că doar ce vedem e material. Nu, lumea e imaterială, e invizibilă. Există și o altă lume care e imperceptivă ocului uman și lumea respectivă comunică cu noi și încearcă de multe ori să ne conecteze, să ne ducă pe drumul pentru care am venit. Că noi am venit în lumea asta ca să facem o lume mai bună, să fim lumini. Nu am venit aici să... Deci am venit să slujim, nu să trăim pentru noi, nu să trăim... De aia oameni care sunt egoiști sau decăzut foarte mult în grosire în materie, se îmbolnăvesc și au probleme pentru că nu mai sunt în armonie cu ei înșiși. Da, această energie negativă, această vibrație foarte joasă, dar care duce până la urmă și la boală. Cu alte cuvinte, dacă stăm în această piramidă, reușim să ne curățăm energetic, da, și să ne conectăm cu energia și universală. E foarte importantă. Boala, ca să înțeleagă toată lumea ce înseamnă o boală. Boala înseamnă un blocaj energetic pe o anumită frecvență. Există stări de spirit benefice și malefice. De exemplu, dacă omul este pe iubire, e o stare de spirit foarte înaltă. Dacă este pe frică, cum sunt ajutată oamenii la ora actuală, e o stare de frecvență foarte joasă și atrage de multe ori, acolo se instalează boala, ca să înțeleagă lumea ce e boala. Ești un dezechilibru cu divinitatea. Deci tu nu mai ești în armonie cu sinele tău divin, pentru că noi aici suntem, am venit ca să trăim în iubire. Deci în momentul lumea experimentează iubirea la sensul, să zic așa, erotic, declarativ, un sens din ăsta mai mult omenesc și nu sensul divin. Iubirea înseamnă să te dăruiești pe sine, să încerci să faci lumea mai bună prin prezența ta și prin felul tău de a fi. Deci nu să experimentezi acele cuvinte care le-a folosit toată lumea, de iubești, sau, pentru că nici ei nu mai cred în cuvintele respective. E foarte important să le spunem, dar să le știm intenția din spate, foarte mai intenția, ce intenție ai când ai spus acel cuvânt. Trăiești această stare de spirit sau doar o declară așa ca să pară că ești într-o... că dă bine sau de multe ori impresionează. Oamenii care folosesc anumite momentale oratorii și cuvinte din astea mai pompoase sau așa, vor să pară că sunt de obicei mai elevați sau mai evoluați, dar în realitate ei nu trăiesc într-o stare de spirit, armonie cu sine divin. E foarte important. După cum vedeți, este și o lumină mauvă. Da, asta vreau. Lumina mauvă ce face? Ea amplifică foarte mult, lucrează foarte mult pe ultima chakra a creștetului capului și lucrează foarte mult pe relația omului cu divinitatea, pentru că după cum știm, omul când se roagă deschide un canal energetic către divinitate. E, practic, culoarea violet, cum se folosește foarte mult, e o culoare care amplifică foarte mult, lucrează foarte mult cu glanda pineală. După cum știm că majoritatea persoanelor nu mai au relație cu divinitatea ca să calcifie glanda pineală. Deci dacă nu vă decalcifiați glanda pineală, o să vă mirați la un moment dat că vă rupeți de divinitate și o să fiți la un moment dat într-o continuă căutare, nemulțumiți cu voi, nemulțumiți de viață și vă dați seama la un moment dat ce s-a întâmplat. De fapt, ce fac aceste, să zic așa, eu le numesc vehicule cosmice, mai există și pe lângă piramidă o tehnologie și o să o implementăm și noi cât de curând, se numește Merkaba. Merkaba aplică foarte mult starea de spirit și lucrează mult mai mult cu să zic așa, cu lumea de dincolo. Practic, piramidele, de când le știm din antichitate, sunt vehicule, că nu pot să numim altceva, sau aparate sofisticate, care lucrează, deși ele par simple, dacă ne uităm, e o geometrie, nu e complicată, unghiurile care alcătuiesc piramida lucrează, convert foarte mult cu energiile subtile, care noi nu le mai simțim din cauza mediului în care trăim. Ele există în realitate, iar piramida e un rezonator. Este o să zic așa, să folosim un termen mai ca să trebuie toată lumea, un aparat simplu, în termeni simpli, care activează energiile latente în om care stau blocate și lucrează cu energiile spațiale, ca să zic așa. Practic, o piramidă, când te așezi sub ea, practic intri în contact cu lumea Universului, deci nu cu o lume materială. Da,
Am înțeles. De ce boli s-au vindecat oamenii care au stat aici sub piramidă? De cât am observat, nu prea au venit cu boli foarte grave. A avut cineva încă în fază experimentală care are la cap o tumoare pe creier, deci foarte, și văd că momentan s-a ameliorat, deci nu mai are, ea, persoana respectivă avea niște dureri foarte groaznice. Momentan spune că nu mai este dureri și poate să doarmă, nu putea să doarmă noaptea. Deci momentan nu putem să spunem că ea este în fază experimentală. Am avut persoane foarte grave și s-au vindecat, dar în schimb ce am experimentat, persoane și-au ameliorat starea de sănătate. Deci au venit poate cu, nu știu, anumite afecțiuni, ca să nu numim boli, că bolile sunt mai incurabile, mai grave. Boală, impropriu spus, în spui, boală e ceva mai grav. Cancer, diabet și mai departe. Oameni de obicei care vin au afecțiuni, anumite dereglări, cum spun eu, ale aparatelor corpului, care de obicei când se întâmplă, apar de acolo pleacă și boala mai devreme sau mai târziu. E foarte important ca noi să ne dăm seama ce afecțiuni suferim, pentru că de multe ori oamenii se duc la medic și medicul le spune doar afecțiuni fiziologice, dar nu și cele psihologice. Avem nevoie să ne ducem și la un psihoterapeut sau la un terapeut care să ne învețe un pic și de ce dereglaje avem noi pe partea emoțională, că e foarte important. Pentru că de multe ori când vii, tu ai o afecțiune mai mult, practic ea e o stare de spirit ta care e o nemulțumire cu tine și tu crezi că e o boală. Ea se va manifesta mai devreme sau târziu în boală. Toate lucrurile duc către boli. Practic bolile, v-am spus, sunt dezechilibre energetice. Deci, ca să nu ajungem la medici în fază târzie, mai bine să prevenim prin aceste terapii care spun eu că sunt foarte simple, la îndemână oricum și eficiente. Deci, uite, avem posibilitatea că tot e acum perioada când puteți să veniți să experimentați, să testați. Dacă chiar aveți o anumită afecțiune, aveți deschidere, puteți să, orice om e liber să vină să testeze, nu costă nimic. Deci sunt persoane care au venit să, nu au crezut și au venit să vadă. Deci se poate testa, pentru că numai așa omul poate să se convingă că lucrul ăla e benefic sau malefic pentru el. Deci, nu văd ce ar putea să facă rău ceva care nu are niciun efect negativ asupra organismului. De exemplu, un bolnav de diabet, să zic, ar putea să-și amelioreze starea aici? Sau da, dar mai e o problemă. Și la diabet și la persoane care au cancer, în general trebuie să rezolvă problema cu inimii, pentru că o persoană care s-a îmbolnăvit de diabet, ca și persoane bolnave cu inima, sunt persoane care la un moment dat ei nu s-au mai iubit pe ei înșiși. Deci ei prima dată trebuie să rezolve problema lor cu ei înșiși. Degeaba vii, într-adevăr, o piramidă te ajută. Îți ridică starea de spirit, frecvența, te duci acasă în același mediu, te vei întoarce la vechile obiceiuri, boala persistă sau starea de spirit negativă. Deci nu e suficient. La un moment dat o persoană a venit la terapie, m-am simțit bine, m-am dus acasă, m-am simțit bine. Oare de ce? Pentru că mediul de acasă era viciat, era un mediu negativ. Aici, fiind un mediu cu frecvență înaltă, automat te simți bine. E foarte important să-ți crești acasă un cadru și le spun la oameni, folosiți orgonii, orgonii sunt foarte benefici. Puteți să folosiți și piramide miniatură mai micuțe, care tot din cupru confecționate se pot face ușor, care să vă ajute să stați, chiar să vă pune deasupra capului, să dormiți cu ele, care să vă ajute să echilibrați cumva energiile, pentru că dacă acasă aveți energie negative și vă spun cea mai, acum fără supărare, dar asta e, cea mai mare sursă de energie negativă, știți care este la om în casă? Televizorul. Pentru că dacă te uiți la știri și lași televizorul să meargă în casă, pereții se impregnează cu informația respectivă, iar informația respectivă îți va face rău, pentru că informația negativă. Da, e ok, sunt acolo cu televizorul, dacă ne uităm la emisiuni educative, dacă ne uităm la o melodie care îmi ridică starea de spirit, la ceva care să ne face să râdem, deci mie îmi plac emisiunile care sunt din, cum să zic așa, bazate pe umor sau filme de comedie în general, pentru că îți ridică starea de spirit, te fac un pic să ieși din starea ta de negativă, zic așa, și te fac să zâmbești. Omul când zâmbești sau când se bucură, se bucură sufletul, se poate vindeca. E cea mai simplă formă de vindecare. Și vă mai spun un secret care e foarte simplu la îndemână oricui. Dacă vreți să vă vindecați de boli, postul negru 3 zile, vă spun sincer, e foarte simplu. Postul negru cu apă, că multă lume mă întreabă, sau dacă aveți o problemă de sănătate, că nu oricine poate să țină sau așa, e indicat să folosiți, eu de obicei mai foloseam sirop cu apă, pentru că când scade glicemia ai nevoie să ții un pic glicemia ridicată, că ai nevoie de energie și energia cumva te suie din ceva, iar în 3 zile când ții poți negru, oricum nu mai se vede colesterol și atunci începe un mecanism de autovindecare. Deci poate să o facă oricine, deci nu te costă să zic trebuie să te duci să faci nu știu ce, trebuie să ai voință. Aia vă spun că dacă vă doriți cu adevărat, deci eu le-am experimentat chestiile astea și se pot găsi și pe net. Puteți să intrați și pe YouTube să căutați, să vedeți efectul de piramide, efectul de terapie. O să vedem, o să discutăm în continuare și o tehnologie care e în premieră în Vâlcea experiment și o să vedeți ce e vorba, ce înseamnă terapia cu GANS, că e foarte importantă, că e nanomaterie și nanomateria ne vindică de foarte multe, pot să zic așa, pentru că corpul practic preia din apa, ați văzut că apa preia o informație și o transmite corpului. Dacă noi suntem cu frecvență înaltă, în momentul ăla ne echilibrăm energetic. Deci vom vorbi despre toate aceste lucruri în momentul în care în camera cealaltă, pentru că acolo ne vom muta, da? Ne va pune un pic, o să vedeți exact ce înseamnă, cum să zice un om că stă în dispozitiv respectiv cu nanomaterie, plin de nanomaterie acolo. Deci, bun, legat de piramidă, spuneați că oricine poate să vină să experimenteze efectele ei, da? Se așează... Nu am probleme de sănătate, eu aș spune. Că sunt și curioși care de multe ori n-au nicio treabă și eu aș prefera să vină oameni care chiar au durerea sau nu se simt
simt, cum să zic eu, bine cu ei înșiși și să vadă, de exemplu, dacă cumva experimentează după o oră de stat în piramidă, dacă experimentează o schimbare. De obicei, până acum, toți care au venit și au testat au experimentat stări diverse, chiar le-am spus să facă niște recenzii, să le pună pe net, pentru că e foarte important ca lumea să vadă ce efecte aduc asupra fiecare, că după cum am văzut, sunt diferite. Deci niciunul nu a experimentat cam la fel. Și e clar că piramida cumva rezonează cu starea de spirit a omului, din moment ce sunt stări diferite și ce pot să le spun eu ca să convingă cel mai bine, ce pot să experimenteze? Ameliorarea. Deci asta poate să fie în prima fază. După aia, dacă o boală e mai gravă și acolo trebuie lucrată pe cauze, acolo trebuie lucrat un pic și cu terapii, pentru că nu poți să te vindeci doar, te duci într-un mediu benefic, am zis că te duci la munte, dau un exemplu, tot la munte, într-o zonă benefică sau în pădure, unde este un negativ, da? Te simți bine acolo, pleci acasă, iar te simți rău. Pentru că doar acolo te simți bine, ești în cadrul cu rămâi cu natura. Acasă, dacă mediul tău e nociv, n-ai cum să te simți bine, ca așa și aici. Tu dacă vii, vei experimenta anumite stări, dar tu trebuie să schimbi cumva ceva la tine. Să nu lași mizeria să pleci, nu pleci tot timpul, că vei pleca cu acele, cum spunea, bagaj de, care le cărăm în spate, de emoții negative, de lucruri destructive care ne afectează aura și starea de spirit și ăla dacă nu le eliberăm, noi nu putem să fim sănătoși, în armonie cu noi înșine. Deci nu... Da. Ce ar mai fi de spus despre această piramidă? Nu știu dacă e... Așa putem să povestim până mai dacă ar fi stat. Ce e important și am experimentat eu, să spun părerea mea proprie, după ce am stat în piramidă și eu am stat și 2 ore. Deci de obicei la început nu puteam să rezist. Stăteam un pic, plecam, nu știu, ceva mă făcea să nu rezist. Era energia de mare, încă nu rezistam să stau în ea. Și am zis, bă, trebuie să rezist, să stau mai mult, că nu se poate să stau doar foarte puțin, să alții stăteau și eu nu puteam să stau. Nu eram agitat. Și când ești agitat, piramida de obicei nu rezonă cu frecvențe joase, ca să înțeleagă toată lumea. Deci, dacă vrei să fii bine, caută să fii într-un moment care să fii împăcat cu sine sau să te simți ca să rezonezi, să rezist la despre, pentru că dacă ești prea agitat, nu vei pleca. E ceva care te face să ieși din ea. Deci eram foarte supărat, aveam niște stări din astea duale așa și nu e bine, bipolare. De obicei, când vrei să faci o terapie, e bine să te izolezi de lume, cum spun eu, de orice efect nociv care te atrage în jos și să stai să meditezi, să te rogi, să fii tu cu sinele tău divin și cu divinitatea. Altfel nu funcționează, vă spun sincer. Și acasă e bine de multe ori când țineți post să vă izolați, stați mai separați de cei din jurul dumneavoastră ca să puteți să aveți niște efecte din plin. Altfel le faceți degeaba și nu sunt rezultate. Deci eu ce am testat în piramidă și am avut, să zic așa, niște revelații, au fost legate de ce am putut să văd niște ochi albaștri, deci nu știu de unde, o ființă divină, ca și cum ar fi fost Iisus, dar nu-mi dau seama, nu pot să spun cu mâna pe mine că chiar a fost Iisus, dar s-a văzut ceva foarte, cum să zic, o figură non-material, deci nu era ceva palpabil, ochi albaștri și o lumină puternică, deci era o lumină și m-am gândit, primul meu gând a fost, îngerul nu putea să fie, că îngerii îmi imaginez că arată altfel. Înseamnă că în momentul când intri într-un vehicul de genul ăsta, înseamnă că cumva sinele tău, interior, spiritul tău, comunică cu lumea de dincolo, care cumva e blocat din cauza vibrațiilor negative, că ați văzut, sunt telefoane, tot felul de radii și mai departe, care cumva ne sunt blocați în grosier și nu ne putem comunica cu lumea spiritului. Deci noi suntem spirit, lumină, energie. Deci vibrație, energie, mișcare. Dacă noi nu comunicăm cu lumea de dincolo, în momentul ăla o să ne simțim cumva deconectați. Cu multă lumea de laboratoare deconectată. Să miră, dom'le, ce se întâmplă cu noi? Vedeți, și în momentul ăsta când vorbesc cu noastră, eu țin în mână un cristal. Cristalul ăsta de Andara are niște proprietăți de a amplifica stările de spirit. Deci, ele practic rezonează, o să căutați pe internet să vezi ce înseamnă, rezonează foarte mult cu starea ta de spirit. Deci, îți va amplifica, dacă e o stare înaltă, îți va activa frecvențele înalte. Deci, o să facem și un test să le arătăm spectatorilor ce înseamnă ceacrele, cum se învârt, dacă e vreuna blocată, să vedem dacă o persoană chiar are probleme sau nu, și cum le putem debloca. Deci, după ce o să intrăm în dispozitivul celălalt care e în camera cealaltă și o să vedeți ce înseamnă deblocaj, că practic după ce ai intrat într-un dispozitiv și ești blocat, te simți un pic altfel, se simte un pic starea de spirit. Sunt persoane care au experimentat căldură, de exemplu, altele spuneau că le amorțește mâna sau nu, deci depinde de organele sau, care sunt afectate sau ce rezonează cu interiorul lor, că fiecare corp e unic, fiecare om e diferit și experimentează stări diferite în funcție de ce probleme are și poate nu conștientizează, că de multe ori nu le conștientizăm. E bine, eu spun că e bine să, ca să prevenim prima dată, e bine să ne testăm un pic, să vedem cam la ce nivel de energie suntem, de vibrație. Ce se întâmplă aici, pe acest pat? Pe acest pat, prima dată controlez energia organismului, deci cele 7 chakre principale, că așa sunt mai multe secundare, dar cele 7 și fiecare chakră guvernează anumite organe din corpul nostru. Și dacă găsim, să spunem, chakra 4, cea care e responsabilă cu inima, circulație sanguină, plămâni, deci acolo dacă e blocaj, automat persoana respectivă are probleme cu ce am vorbit, cu inima, circulație sanguină. Cum, ce instrumente folosiți ca să vă dați seama? Folosesc un pendul. Sunt mai multe instrumente, dar eu folosesc pendulul și dacă el se rotește, înseamnă și în funcție de și dimensiunea cercului care îl face,
cât e mai mare, atunci e mai deblocată sau e energia bună în zona respectivă. Dacă e blocaj, se pendulează, nu se mai învârte și merge stânga-dreapta. Și dacă stă pe loc, acolo e foarte, foarte grav, dar nu am întâlnit, ca să spun precis. Un pendul cu o piatră semiprețioasă și el, dacă, practic, când îl pun în orice zonă, uite, acum nu se mișcă nimic, da? Stă pe loc. Ce fel de piatră e și cum funcționează? Care sunt? El funcționează, energia îl mișcă. Energetic. Deci, noi... Deci cele șapte chakre sunt ca niște pâlnii de energie care le absorbim noi din univers și e un punct foarte mic acolo, cât poate un bob de orez, unde se adună energia. Am înțeles. Și ce fel de piatră este? Cum se cheamă? E semiprețioasă. Nu e, poate să fie și o verghetă. Agățată de un fir de ață, tot energie... Se poate măsura. Am înțeles. Nu contează. Și dumneavoastră, în felul acesta, vă dați seama dacă clientul, persoana care vine la dumneavoastră, are afecțiuni în anumite zone și acolo să lucrăm. Uh-huh. Am terapii mixte cu laser, acum tehnologia asta modernă e tehnologie spațială. Uh-huh. A patra stare a materiei e GANS, pe care o folosesc la acest pat. Piramida la fel. Deci reglăm practic tot organismul. Și e la benefic. Nivel energetic lucrați. Da, e benefic pentru practic pentru orice boală din organism. Corpul omenesc are șapte chakre principale și eu ca terapeut le controlez cu un pendul. Prima chakră se află chakra de rădăcină, deci normal e la finalul coloanei. Chakra 2 e la aproximativ 5 cm sub ombilic, care funcționează. Deci dacă pendulul se învârte, face un cerc, lucrează perfect. Dacă vreo ceacră nu lucrează, el o să penduleze stânga-dreapta. Deci până acum avem două ceacrele, super bine. Ceacra 3 e la aproximativ 4 degete deasupra la umbilic, care funcționează de asemenea bine. Ceacra 4 e la timus, cam dreptul inimii, care la fel la domnișoara lucrează foarte bine. Chakra 5, responsabil cu tiroida, la fel lucrează bine. Chakra 6, la al treilea ochi, la rădăcina nasului, care e super, super. Deci toate chakrele. Și chakra 7 e legătura cu divinitatea, care lucrează la fel super bine. Din punct de vedere energetic, tu ar trebui să fii ok, să nu simți, mai ales acum, că asta și piramida și acolo automat că au crescut energiile în organism. Deci e echilibrat perfect. Eugen, ce se află în spatele nostru și ce sunt aceste obiecte? Da, parcă ne-am aflat într-o sală cu OSD-ul și acesta și când toată lumea, dacă vede acum, se gândește oare unde sunt oamenii ăia și ce e acolo, ce sunt cu luminițele și ce... Putem spune că în aceste probete există nanomaterie, a patra stare a materiei, care puțin oameni care cunosc despre ce e vorba. Aceste substanțe au fost, să zic așa, studiate de Institutul Chieșe din România, care ei au și brevetat GANS-ul, cum e cunoscut în termenii obișnuiți, care de obicei lucrează pe, deci ca să înțelegeți ce înseamnă această probetă. Ea face un transfer energetic între informația care se găsește în aur, argint,
zinc, cupru, depinde ce... Astea se găsesc aici în eprubete, da? Aceste metale. Da, acestea se obțin doar în laborator, nu se obțin așa, să nu ne gândim că le putem obține noi sau acasă, nu se pot face acasă, deci se pot obține printr-un procedeu. O să-l vedeți descris și pe internet, puteți să intrați și puteți vedea acolo cum se pot obține. Important e că ele, pe noi ne intrează efectul lor benefic, efectul lor pentru organism. Ce fac aceste, să zic așa, micuțe eprubete, ca să le numim așa? Ele au foarte multă energie, pentru că noi de multe ori, când avem o lipsă de energie în corp, se declanșează boala. Ele practic fac un transfer. În momentul când vom sta sub pat, că au foarte multe, vedeți că sunt foarte multe eprubete și când la un moment dat, de ce sunt așa de multe? Pentru că ele amplifică foarte mult, fiecare eprubetă amplifică foarte mult energia din informațională care se găsește în acea eprubetă. Și cu cât stăm mai mult în pat, cu atât o să experimentăm o stare de bine, o stare de benefică. Adică practic crește energia. Ce se întâmplă când stăm sub pat, acest pat, ca să zic așa? Un transfer informațional dintre ce se găsește în eprubetă, deci acea informație și celula noastră. Deci practic corpul și acele elemente care lui le are carențe sau lipsuri, ca să zic, poate înțeles tuturor, și le că lumea poate nu crede ce înseamnă acest transfer energetic. Există la ora actuală. Deci noi și când ne ducem, stăm în pădure și ne încărcăm cu ion negativ sau stăm în natură sau mergem la munte și respirăm aer cu ozon, facem un transfer de energie. Aia face corpul. Corpul tot timpul face transfer de energie. Gândiți-vă, când respirăm, noi ce scoatem? Dioxid de carbon și inspirăm oxigen, da? Ei, același lucru face și celula. Celula funcționează pe clorofilă. Deci orice celulă a corpului uman, noi funcționăm pe energie, pe lumină. Celulele când sunt blocate sau când apar cancer sau boli grave, înseamnă că celula respectivă nu primește lumină. Nu mai are clorofilă și oxigenare. Deci la ora actuală, deci momentan toată lumea acum s-a speriat de coronavirus, dar nu am înțeles un singur lucru. Fraților, ca să nu vă mai îmbolnăviți de tot felul de virus ăsta, oxigenați-vă celula cu oxigen. Căutați că există clorofila e foarte bună, spirulina, tot ce e verde. General, să vă oxigenați celula. Există un pulsiometru care măsoară oxigenul din celulă și puteți să vedeți dacă sunteți oxigenat celular sau nu. O să facem un test, după aceea să vedeți ce înseamnă dacă avem oxigen suficient sau nu. Persoanele care nu au oxigen suficient la celulă se îmbolnăvesc de boli. Atenție! Deci prima cauză când apare o boală înseamnă că nu avem oxigen suficient în celula respectivă. Noi creierul funcționează cu oxigen, după cum știm, deci creierul în momentul când are oxigen o ia razna și se îmbolnăvește și pe glucoză. În momentul de aia omul caută tot timpul plăceri dulce, stările de bine, euforia aceea care și endorfine de plăcere ne dau acea stare de bine. Ce fac aceste substanțe, după cum vedem? Ne creează așa o stare de, pot să spun din ce am experimentat eu și anumite persoane care au experimentat această tehnică, că e o tehnică inedită în România, aș putea spune, te simți încărcat de energie și te simți foarte bine, deci foarte, pot să spun că și bolile, dar nu mai bolile, dar și starea de spiță cumva să amplifică, pentru că practic energia care o preiei în momentul respectiv de la aceste informații, care nu le puteți spune mici, să zic eu, cum zic eu, îngerași, care ne transferă, care le-a stat Dumnezeu pământ, pentru că noi funcționăm pe elementele pământului. În momentul când omul nu mai are suficiente elemente ale pământului în corp, încep să apară dezechilibre sau carențe. Lucrurile se duc la boală, inevitabil. Deci, de obicei, când venim la centre terapeutice, venim pentru ca să ne echilibrăm prima dată energetic, după ce facem o deblocare. Atenție, foarte importantă deblocarea energetică. Nu putem să ne echilibrăm, că noi suntem blocați energetic. Pentru că dacă o mergem... Deci, mai tine deblocăm, cum am povestit mai înainte. Da, ai un test foarte simplu. Deci, cu testarea chakrelor, practic, putem să vedem dacă există vreun blocaj energetic pe vreun meridian sau canal energetic. Practic, chakrele ce sunt ele? Sunt niște sfere care noi, în momentul când sunt în armonie cu sinele divin, ele funcționează în vârf la viteză foarte mare și descriu un cerc mai larg. Cu cât cercul e mai mic, înseamnă că energia circulă, dar foarte slab. Gândiți-vă la apa unui robinet, când dă în drumul, dacă picură foarte puțin, e energie puțină. Dacă picură din ce mai mult, înseamnă că mai multă presiune, mai multă energie. Așa e lucru și cu chakra respectiv. Dacă o chakra e blocată și de multe ori din vari motive să blochează anumite chakre, încep să apară fur de energie sau în momentul ăla ne ducem tot fel de lucruri care ne distrug și mai mult starea de sănătate. Dacă practic bolile, ca să înțeleagă lumea ce înseamnă. Cu cât trăim medii nocive negative, medii care ne fură bucuria vieții, ne fură sănătate, ne fură starea noastră de spirit benefică în acord cu divinitatea, noi ne putem îmbolnăvi. Când veți veni la un centru de terapie alternativă și complementare, primul lucru care trebuie să facă orice terapeut care se respectă, vă deblochează energetic și după aia doi vă echilibrează energetic. Atenție, sunt doi pași importanți și al treilea este menținerea, că degeaba te-ai deblocat dacă te duci în același mediu și te întorci la vechi. Am făcut deblocarea energetică. Echilibrarea energetică. Acum urmează echilibrare, aici se întâmplă echilibrarea energetică sau în piramidă. Foarte puternică pentru că aici... Deci mai puternică în piramidă. Aici. Nu, mai puternică aici. Da. Pentru că aici efectul să se simte și se poate măsura. În piramidă lucrează cu energie spațială, aici lucrează cu energia informației neprobetă. Iar aici practic ești expus practic direct lumina aceasta care o vedeți și mi se pare așa toată de domeniul SF-ului, are rol de a influența practic informația din eprobetă. Deci orice informație expusă la lumină face un transfer de energie. Deci lumina asta e rolul luminii, să transfere energia. Noi practic suntem orice informație care o primim și energetic și pe bază de informație luminoasă, nu pe vibrație joasă sau înaltă, pentru că orice energie, orice frecvență are o
o structură de lumină în interior. Atomii, după cum știm, oscilează, gravitează în jurul electron și cu cât se învăr mai repede, cu atât produc lumină. Deci, practic, asta sunt noi pe interior. Fascicule de lumină, aia suntem. Dacă suntem în comunitatea, noi luminăm și suntem lumini pentru alții, adică atragem, avem entuziasm și suntem poli energetici. Dacă suntem mai puțin luminoși pe interior, suntem expuși lucruri negative, stărilor depresive, boli și așa mai departe. Deci, persoane care în perioada s-au îmbolnăvit sunt persoane care au avut un stil de viață haotic, au trăit haotic și de asta s-au și îmbolnăvit. Da. Este, practic, o trecere între două lumini. Bine și rău. Bun, deci în acest pat, practic, ne reechilibrăm. Reechilibrăm energetic, recalibrăm. E da? Recalibrare, că e în momentul când omul e în dizarmonie. Ameliorăm afecțiuni, vindecăm. Da, se pot spune și vindecare, pentru că, practic, odată ce îți crește energia și corpul tău preia acele lipsuri care le ai în corp și le preia din aceste substanțe care sunt foarte importante, în momentul ăla putem spune că el are un mecanism automat de autoregenerare. Deci corpul nostru, deci noi ne avem, spune că ceva ne-a vindecat, cum spune și în Biblie, credința ta ne-a vindecat. Dacă tu ai credință, dacă tu crezi că acel lucru se poate face foarte bine, lucrează foarte bine cu glanda pineală și cu creierul tău. Dacă tu te îndoiești, sunt și persoane care se pot îndoi, deși ele lucrează și o persoană negativă. Atenție, e foarte important și lucrul ăsta de spus. Chiar dacă ești negativ, informația transferă. Corpul știe ce să-și ai, e foarte inteligent și el și ce are nevoie. Numai că tu, fiind pe o frecvență joasă, tu blochezi manifestarea lui la intensitatea maximă și atunci vindecarea nostru vine imediat. De ce unii se vindecă rapid după boală și să sunt foarte, cum să zic, sau nu stau foarte mult în frecvențe joase și alții poate ani de zile și nu se vindecă sau stau, pentru că e vorba și de starea lor energetică relațională. Corpul preia, dacă tu nu lași să-și manifeste acea energie, tu îl blochezi în continuare, îl ții cu frâna de mână trasă, să spunem. Deci trebuie să lăsăm ca energia să circule prin noi. Noi trebuie să fim canale de energie și nu... Deci un bolnav de cancer sau de o boală mai gravă, ce poate să rezolve în acest... Eu spune că e bine să testeze prima dată, nu spune că dacă spune că vindecă un lucru, înseamnă să-i dea unul speranțe false și nu e indicat. Indicat e, un domnul are o boală gravă sau o afecțiune, e bine să vină să testeze prima dată. Dacă oricum va simți o ameliorare, primul lucru care am văzut la multe persoane care sunt bolnave, ameliorare. Deci primul lucru, primul simptom care se vede, aia înseamnă că energia funcționează. Deci dacă energia funcționează, înseamnă că al doilea lucru care s-ar putea face să țină de acele terapii, pentru că dacă faci lucrul tot singur o dată, te simți bine și după aia te duci acasă și boala, gândiți-vă, o boală ai făcut un an de zile, tu n-ai făcut-o într-un an, un an de zile ai avut obiceiuri negative care au dus la boală și tu vrei să vinzi într-o terapie sau într-o ședință sau într-o oră, nu există așa ceva, iluzie. Cine crede că iau un medicament minune, s-a vindecat, atât și medicamentele sau suplimentele, ele ne ajută să suplimentăm acel ceva, acea lipsă, dar dacă noi nu lucrăm cu informația respectivă, noi se putea să ne facă mai mult rău. În sensul că corpul trebuie cumva să lucreze pe multe paliere. Trebuie să nu iei un supliment sau te duci și faci o terapie și gata, e suficient. Nu, trebuie să fii și deschis sufletește pentru lucrul respectiv, să accepți acele informații. Da? Să crezi în vindecare. Atenție, terapiile astea sunt foarte, de ce pe mine îmi plac foarte mult și le-am recomandat la toată lumea, pentru că chiar dacă nu crezi și tu ai o credință foarte slabă, ele oricum lucrează. Numai că nu va avea atâta eficiență ca la un om care crede. Atenție, cum vă spuneam în piramidă, cei care au experimentat viziuni sau anumite lucruri sunt oameni care au credință înaltă, energie înaltă. De ce unii pot să experimenteze lucruri înalte și alții nu? Nu e suficient să faci un lucru important credința. Dar pe lângă credința e importantă și iubirea și deschiderea și lucrarea cu terapeutul. Deci dacă tu nu te deschizi cu terapeut și omul respectiv, el vine să lucreze cu tine, tu nu îi spui totul sau nu vrei să fii cumva, de obicei oameni care au vrut rezultate la centrul acesta de terapii, sunt oameni care au fost deschiși și au lucrat cu terapeutul, au fost foarte încrezători și au venit ca ultimă speranță pentru că au fost nemulțumiți în mediul în care au fost, nu se vindecau și aici și-au găsit vindecarea. Și chiar oamenii au spus, sunt mărturii de găsiți pe internet, care au spus, nu ne venea să credem că ne-am vindecat de anumite boli care suferă fiecare, de anumite afecțiuni incurabile poate la unele persoane. Ideea e că au crezut și au conlucrat cu terapeuți. Foarte important conlucrarea. Nu e suficient doar să crezi. Deci sunt mai mulți pași sau factori. Și unii au repetat ședința, alții vin și să mențin, pentru că nu vor să mai repete istoria, să întoarcă la boală. E foarte important menținerea. Nu e suficient să mănânc o mâncare o dată, să spun că gata, m-am saturat. Noi trebuie să mâncăm de zi ca să avem energie. Nu corect. Același lucru și cu terapiile. Trebuie să le facem măcar o lună sau depinde de fiecare cum are nevoie corpul. Aici avem terapia FOHO, care la fel este o terapie energetică, bioenergetică, o combinație de tehnică veche, acupunctură și tehnologie modernă, și ea face ca să pună toate organismul în funcțiune, deci deblocăm meridianele, dacă pe undeva sunt blocate, și tot corpul va funcționa în parametrii optimi. Tehnica se numește FOHO, deci, și se începe de coloană. Și se merge, deci, până aici, se
face de prima procedură. Deci pe coloană. De 8 ori la femei, de 9 ori la bărbați. Faza a doua se face pe lângă coloană și aici pacientul simte, practic, cum vibrează organele în interior. De 8 ori. Urmează faza 3. Sub axilă. La fiecare procedură, la final, se ține 10 secunde. Acum mergem la ficat, fiere, partea dreaptă, splină, partea stângă. Le simt domnișoara. Da. Să simt practic cum vibrează. La fel 10 secunde. Și ultima fază aici jos, e centru energetic, se face de 9 ori. Așa. Și practic se îmbracă organismul în energie. Se deblochează pe unde sunt blocaje, se pune sânge în mișcare, se face detoxifierea organismului în aceeași terapie. Deci o terapie FOHO face cam cât ai face 10 ședințe de masaj manual. Elimină din organism în jur de 4 grame de toxine din organe. Pune mușchi în funcțiune ca și când ai merge 5 km. Jos și deci în principiu energizează și face ca toate organele să funcționeze în parametri normali. Asta ar fi tehnologia sau tehnica. Și care sunt principiile de funcționare? Ce are aparatul ăsta? Cu ce funcționează? Funcționează cu impulsuri electromagnetice. Electric mai mult. E doar, practic. Contraindicații sunt ca la orice terapie, practic. Cine are pacemaker, aparat la inimă, care îi dă impulsuri, acolo unde, de fapt, nu se face niciun fel de terapie, nici masaje, nici e contraindicat. La femei gravide, deci nu se poate una pe fătus cu energie. La cancere deschise de piele nu poți să lucrezi cu energie. Cam astea ar fi în mare contraindicații. În rest, sunt numai beneficii pentru organism. Device de masaj cu percuție, pe care folosesc chiropractorii și se face un masaj, deci cu percuție. Nu se folosește structura osoasă, că are o putere foarte mare și dacă pacientul are cumva osteoporoză, poate să deterioreze osul. Și la ce ajută masajul? Aici avem alt dispozitiv pe care se montează la aparat și se face pe coloană și cu acest aparat să distrugă osteofitele sau ciocurile populare. Calci fierile și apoi să începe pe jos. Deci, practic, asta face. Distruge osteofitele.
să le distrugi. Deci eu, ca terapeut, eu le găsesc prin palpare, unde sunt probleme și insistăm acolo. Deci, în general, partea de sus e responsabilă fierea, toxinele de la fiere. Deci, noi eliminarea de toxine o facem în ducturile, cele două ducturi limfatice, care sunt stânga-dreapta, sub axila aici, sub claviculă, pardon. Și deci toate toxinele de la mâini, de la picioare, se adună aici și dacă e ceva blocaj în stația limfatică de aici, toxinele nu se elimine și se rămân în zona asta și atunci avem încep durerile de cervicală. Partea lombară, mai sunt responsabili rinichii. Dacă nu curăță calciu, deci nu funcționează la parametri normali, calciu anorganic, care se ia din lactate, din carne, se nu reușește să elimine și atunci se depune în zona lombară. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire duminica viitoare de la ora 11. Să aveți o săptămână minunată!